Bună seara, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit la postul de televiziune 6TV, televiziunea care vă iubește, televiziunea sufletului dumneavoastră. Iată, suntem în fața unei noi serii din emisiunile din Teoria Conspirației, o emisiune care încearcă să scoată la lumină acele lucruri bizare, stranii, ciudate și insolite, care din când în când, uneori, iată, sunt ocultate, ascunse cunoașterii noastre. Tema de astăzi este o temă sugerată de telespectatori. Peste 30 de telespectatori mi-au sunat, am discutat pe diverse moduri de comunicare și voiau o temă referitoare la ceea ce se întâmplă acum în România și mi s-a sugerat și o temă, un subiect așa chiar incitant, apropo de teoria conspirației, iată, apocalipsa Europei. Vom vedea dacă e vorba de o apocalipsă sau nu. Dacă mergem la termenul grecesc, apocalipsă înseamnă revelație. Dacă mergem la apocalipsa din Biblie, acolo este o transformare totală, reîntoarcerea către divinitate, binele învinge răul și bătălia finală dintre bine și rău. Subiectul este un subiect nu ușor și dincolo de dificultate, are foarte multe conotații de interpretare și mi-a fost foarte greu să caut pe altcineva care să reprezinte cu bine această tematică. Nu m-am gândit decât la bunul prieten al postului nostru de televiziune și al emisiunii mele, respectiv domnul general profesor dr. Gheorghe Vădova. Domnule general, vă mulțumesc că ați venit la emisiune, mai ales că știu că sunteți preocupat 15-16 ore pe zi lucrați. Pentru cei care nu vă cunosc, dumneavoastră sunteți unul dintre cei mai vechi publiciști militari, nuvelist, scriitor, a scris și teatru. Tot ce intră în zona asta a publicistii și ați abordat acest domeniu cu succes și ați avut mulți oameni pe care i-ați îndrumat în zona jurnalismului, unul dintre ei fiind și eu și vă mulțumesc, iată, acum pentru acest lucru și am să o fac de câte ori am prilejul, pe vremea când erați la Observatorul Militar, la Apărarea Patriei, Armata României și nici nu mai știm cum îi mai zice, acum e Observatorul Militar, da? Da. Da, așa? Unde aveați o activitate prodigioasă, permanent pe teren, prin unități militare, acolo lângă sufletul soldatului, lângă tank, avion și tun, la mare, la munte, la grăniceri sau la vânătorii de munte, totdeauna erați între noi. Apoi, iată, v-ați dedicat acestei frumoase părți din știința militară, strategia, tactica operativă, unde a scris foarte multe lucrări, nu am să enumăr că nu vreau, sunt câteva zeci de lucrări foarte importante, se învață la Universitatea Națională de Apărare, la Academia Națională de Informații și la Academia de Poliție, după lucrările scrise de domnul profesor Vădova. Pentru această temă care spuneam este o temă foarte colțoasă și cu multe semne de întrebare, eu am să pornesc de la întrebările pe care mi le-au pus telespectatorii, întrebările de bun simț și legate foarte bine de prezente și ancorate în ceea ce trăim și știindu-vă că dumneavoastră sunteți cum se spune, un om care vedeți, jurnalistul care vedeți după colț, adică undeva după evenimentul evenimentului, vom încerca să găsim niște, să-i spunem, predicții ale unor evoluții pentru ceea ce va însemna anul 2019. Eu vă reamintesc că cu încă vreo 4-5 ani în urmă, la emisiune de sfârșit de an, îl invitam pe domnul profesor și de fiecare dată nu îmi aduc aminte să fi greșit cu ceva. Nu-i fac acum un laudațiu, dar faptul că o experiență militară de 5 decenii este ceva nemaipomenit, urcând de la nivelul școlii militare până la cele mai înalte structuri ale statului, delegații militare, reprezentarea României în străinătate, relații deosebite cu frații noștri din Republica Moldova și din alte zone unde sunt românii, a bătut cu piciorul zonele învecinate ale țării noastre unde trăiesc români în țările, iată, limitrofe României. România, o țară înconjurată de români. Cu probleme, toți cu probleme și noi cu problemele noastre.
Subiectul acesta este ca o castană fierbinte în mână pentru toți șefii de state, pentru analiști politici, pentru ziariști. Și am să încep cu prima întrebare care a fost pusă de telespectatori. De ce, iată, această, să-i spunem, mișcare pentru schimbarea Europei a început de la Paris? Pentru că, practic, lucrurile erau mult mai, să zicem, șubre de prin alte țări. De acolo au început cam toate. Pentru că Franța este, a fost, este și a rămas una dintre țările progresiste din Europa. Eu nu am o părere foarte bună despre Occident. Și am mai discutat noi de ce. Dar totuși acolo, în spațiul acela, s-a plămădit această civilizație modernă în care trăim și noi astăzi și pe care nu o putem nega. Nu știu cât au să luat de la... Să nu uităm de secolul luminilor, da? Da, nu știm cât au luat de la daci, de la greci, de la... sau grecii de la daci sau de la traci. Pentru că fiecare civilizație care a apărut pe pământ vine dintr-o alta. Niciuna nu s-a născut așa pe loc gol. Din nimic, nimic nu se face, spunea Lucrețius. Dar noi trăim, ne-am însușit, mă rog, că aceste elemente civilizaționale progresiste circulă, sunt ca niște cuvinte călătoare, cum zicea Graur. Tocmai discutam mai jos că avem o mulțime de cuvinte slave, germane, rusești, de care o fi în limbă. E normal, cuvintele circulă. Și meritul limbii române este că și le însușește și nu-și strică structura, nu-și deteriorează structura de pe urma acestora, ci dimpotrivă se îmbogățește. Ceea ce arată că, ei bine, ce s-a întâmplat, mă rog, ce se întâmplă în Franța și ce se întâmplă în general în lume, are niște explicații. Sau, mă rog, se pot găsi niște explicații. Eu cred că ne aflăm într-o... Am mai discutat noi aici. Ne aflăm într-o, ca să nu zic, schimbare de paradigmă, că parcă tot paradigmezând toate noțiunile, ajungem în derizoriu. Ducem și cuvântul ăsta în derizoriu. Dar este cumva un sistem, un tip de civilizație a atins apogeul ei, așa, și e timpul să se cam schimbe. Și se cam schimbă. De la epoca aceasta a societăților de consum sau a civilizației bazată pe identități foarte pronunțate și foarte stabile, pe lupta între aceste identități, pe competiția violentă între aceste identități, se trece la o civilizație care se va baza pe cogniție, pe cunoaștere. Asta pare o chestie foarte generală, care nu spune mare lucru. Ei, și ce dacă se bazează pe cogniție? Ei bine, valorile ei sunt altele. Pentru că lumea, stabilitatea lumii, este dată de sistemele de valori, nu de interese. Interese sunt conflictuale, generează războaie, conflicte, neînțelegeri, dar și progres. Progresul nu vine din cultură și din civilizație, progresul vine din interes. Iar interesul respectiv pornește de la niște determinări interioare, așa cum știm foarte bine că tensiunile interioare sunt cele care generează schimbarea fenomenelor și proceselor. Sigur că tensiunile interioare nu sunt unice și repetabile pe planeta asta și în univers. Sunt și ele în conexiune cu întregul univers. Într-un fel, universul se reproduce până în cea mai mică particulă și ajunge la aporia lui Ahile, adică nu
ajunge la infinitul mic. Cam așa se întâmplă și acum. Deci, practic, există o bătălie care nu se vede, dar se simte. O bătălie între acest nou tip, interesele acestui nou tip de civilizație, care sunt de altă natură decât interesele acelea de statornicie, de așezare, de liniște. Nu. Lumea are nevoie de o liniște, dar o liniște dinamică, să-i spun așa. Adică o liniște schimbătoare. Parcă și omul este făcut așa. Chiar dacă pare acum mai apatic. Mai apatic pentru că se află încă în etapa aceasta între un fel de beatitudine și un fel de dezamăgire. Un fel de decepție. Știu eu, un fel de străinare. Pentru că în fiecare dintre noi se duce o luptă cumplită între omul care suntem și omul care devenim. Că devenim mereu. E așa se întâmplă și în domeniul politic, în domeniul economic, în domeniul social, în domeniul științific. Sunt, în domeniul științific nu mai vorbesc, sunt niște revoluționări fantastice acolo. Au apărut nanotehnologiile, acum se vorbește de nanopoezie, de la nano, toate sunt nano acum, normal. Pentru că acolo, în dimensiunea aceea, fără dimensiune, sau atât de mică încât e greu să operez cu ea, acolo, de fapt, se concentrează toată esența universului. Bătăliile astea care se duc, știu, ca într-un stup de albine, ca într-un sistem în care toate elementele lui, toate structurile și toate procesele încep să se bată cap în cap, încep să intre într-o stare de haos, pentru că civilizația umană acum se află într-o cădere către o stare de haos pentru regenerarea altei deveniri. Asta este explicația. Au mai rămas, eu știu, câteva prin Amazonia pe acolo și pe unde au mai rămas câteva triburi uitate de lume. La noi au mai rămas câte un țăran care se duce cu un câine și cu sapa la vie și care a mai rămas singur prin satul ăla pe acolo. Și așteaptă să-i vină și lui vremea. Sigur, este liniștit, barba câțoasă, am scris eu. Dumneavoastră vedeți că acest tip de mișcări, și o să vorbim după pauză, și la o anumită motivație care este foarte mult rulată acum în zona jurnalistică, acest tip de mișcări se vor intensifica sau la un moment dat vor fi amortizate de măsurile care se iau? Nu, mișcările se vor intensifica, nu pot să fie oprite. Nu vor putea, depinde ce formulă vor avea. Pentru că, iată, eu am urmărit o noapte întreagă, până dimineața la 4-5, am urmărit ce s-a întâmplat în Franța. Și am văzut, în primul rând, că majoritatea din cei care erau în stradă erau tineri. Sigur că nu erau numai tineri, dar majoritatea erau tineri. Erau împărțiți în trei categorii. Cei, ca și la noi în Piața Victoriei, cei care se duceau acolo și așteptau, care credeau în... Bine, că ei aveau un motiv foarte serios. La noi nu este... N-a fost un motiv. Nu știu dacă lumea aceasta românească îi pasă așa de mult de pușcăria și de Ordonanța 13 sau de care o mai fie. Nu știu dacă omul de rând se gândește chiar la treaba asta. Are multe alte probleme la care trebuie să gândească. Se gândește la copiii lui care au plecat afară. Se gândește la faptul că nu are un loc de muncă stabil. Și nici nu mai găsești astăzi un loc de muncă. Dom'le, de aici ies, de aici voi ieși la pensie și mi-organizez viața în așa fel încât să fac ce trebuie până la pensie, să ajung un mare maestru, să ajung un mare profesor, să ajung un medic renumit, să ajung, eu știu, un inginer care să facă nu știu ce, un arhitect care să inventeze altfel de locuințe decât astea care costă enorm de mult și nu sunt bune de nimic, etc., etc. Deci nu animați de aceste idealuri foarte mari, dar totuși lumea are nevoie de altceva decât îi se oferă. Asta este o chestie obiectivă.
Primul lucru, clasa politică în general, partidele politice, în general, conducerea politică de acest tip, printr-un fel de alegere care, mă rog, și astea sunt fraudate, sunt, mă rog, viciate, virusate de fel de fel de lucru. Nu mai este, nimic nu poate să mai fie pur acum, în perioada aceasta. În perioada aceasta de schimbare, în perioada aceasta când toată lumea fierbe, toată lumea, inclusiv africanii fierb, toată lumea fierbe. Așa a fost posibilă primăvara arabă, așa au fost posibile revoluțiile care s-au întâmplat în 89. Pentru că România la vremea aceea era o țară stabilă. Dacă se mai dădeau niște lapte și miere și niște pâine și niște, eu știu, salarii mai bune și se aduceau alimente pe piață și produse din vest, atunci lumea vede de treabă. Dar uite, a fost de ajuns o scânteie pentru ca să iasă în stradă, nu toți, nu toți. Au ieșit o parte în stradă și știm foarte bine ce s-a întâmplat, mai ales noi care am participat de mijlocii la ele. Dar schimbarea aceasta este intrinsecă, este endemică. Ea are parte distrugătoare, care va distruge, iar partea distrugătoare este de două feluri. Distrugi ce este rău sau vii cu buldozerul și distrugi tot. Vă spuneam că am urmărit ce s-a întâmplat la francezi. Deci pe lângă ăștia, la un moment dat, au apărut caseri de francezi, caseri, spărgători. Au apărut ăștia cu niște, au luat, nu aveau voie să intre în zonele respective, cum erau controlați cu mijloace de-astea contundente, cu cuțite, cu săbii, cu lucruri de-astea, cu pumnale. Dar au luat de pe stradă niște, făcut niște berbeci și au apucat să spargă vitrinele. Deci, 2-3, cu un buștean de sau de un nu știu unde, au dat într-o vitrină până când era un geam foarte tare, securizat, nu s-a spart, s-a crăpat puțin. Și mai venit unul, a dat cu piciorul în el, dar nu toți, unii. Aia, ca și în Piața Victoriei, caserii ăștia la noi, noi le zicem ultrași, după modelul galeriilor de fotbal, ăia simt gustul violenței și sunt grupuri în toate țările din Europa, mai ales în vest. Sunt organizate, poliția îi știe. Și pentru ca să poată stăpâni sau să poată asigura securitatea și cât de cât liniștea unui meeting, liniștea în ghilimele cât poate să fie ea, unui meeting, meetingurile sunt îndreptățite, ați văzut, ei au avut un motiv foarte serios. A crescut taxa la benzină, e foarte mult pentru ei, pentru treaba asta, la combustibil. Deci, autoritățile acționează într-un fel rigid, greu de adaptat la împrejurări, birocratic și inclusiv asta, instrucțiile de forță sunt extrem de birocratice. Că trebuie să faci tot felul de acte, tot felul de, ca să intri în legalitate, să fie, acțiunea ta să fie legitimă. Nu poți să-ți permiți așa ceva. Nu poți să-ți permiți să intervii pur și simplu să rezolvi problema și după aceea vei vedea ce se va întâmpla. Nu, trebuie respectată legea, trebuie și instituțiile așa fac și de aceea ele sunt tână cu un pas înaintea crime organizate, înaintea terorismului, înaintea infractorilor, înaintea acestui val care vine de undeva din interior, din interiorul societății, ca un cancer al ei, ca un vâsc, care se alimentează cu valorile societății și cu resursele ei, că altfel nu poate trăi fără aceste resurse, dar care o viciază din interiorul ei. Este greu de găsit soluții și explicații. Am auzit pe la televiziune de ce poliția sau jandarmii nu i-au identificat pe aia care erau violenți și să-i extragă de acolo și să, mă rog, să aibă de-a face cu aia, nu cu populația pașnică care s-a dus acolo cu copilul în cărucior, cu copilul în brațe și cu iar infirmii invalidi s-au dus în cărucior ca să manifeste. Manifestările astăzi în Europa seamănă foarte mult cu cele de înaintea războiului. Sunt violente. Toate. Rare ori este una care... Chiar dacă nu apelează la
bâte la topoare și la obiecte contundente, este o violență de limbaj. Există o violență de comportament. Domnul profesor, ne oprim numai puțin pentru o scurtă pauză publicitară și reluăm. Avem, iată, ne-au venit și primele trei întrebări. Publicitate. Da, suntem din nou în direct, iată, în studioul postul de televiziune 6 TV, emisiunea Teoria Conspirației, un subiect foarte, foarte interesant, Apocalipsa Europei. Înainte de a-i da cuvântul din nou domnului profesor, vreau să răspund unui domn, tătaru Pătru Cătălin din sectorul 2, că de ce l-a ignorat astăzi în vizita care a avut loc în România președintele Iohannis pe președintele polonez. Stimate telespectatori și dragă prietene, nu este vorba de o ignorare. Vizita a fost neoficială. S-a desfășurat la o unitate militară unde este cantonat un detașament polonez. Vizita n-a avut ca obiectiv decât întâlnirea cu militarii polonezi și conform diplomației militare, în asemenea cazuri, nu se fac întâlniri la nivel înalt. Imaginați-vă că de câte ori președintele României se aduce în Afganistan, ar trebui să întâlnească și cu președintele Afganistanului. Deci aceste lucruri sunt reglementate de diplomația militară pe cu toate alte căi. Deci nu este vorba de, să-i spunem, de o ocolire a protocolului sau că de o ignorare a prietenului nostru, președintele Poloniei. Pentru că am ajuns, domnul profesor, la președintele Poloniei, ne amintim că încă de vreo 2-3 ani în urmă, polonezii doar țipă în gura mare să se facă o armată europeană. În urmă cu vreo 3 săptămâni, 4, președintele Franței, domnul Macron, a făcut o declarație fulminantă în care cerea imperativ că trebuie să realizăm această armată europeană, dar ca motivație ne-a făcut pe toți să rămânem cel puțin perplexi, pentru că dacă în primă fază s-a spus împotriva agresiunilor și intențiilor agresive ale Rusiei, justificat, da? Împotriva Chinei, o mare problemă, ce caută China în Europa și care sunt interesele atât de mari să te bați cu armată cu China și chiar și împotriva Statelor Unite. În moment ce tu, președintele Franței, ești membru al NATO, membru al Uniunii Europene, ai relații strânse, un parteneriat cu SUA, faci o armată să te bați cu SUA, mi se pare absurd și total de la locuie această declarație. Deci nepotrivită și nu știu... Este în neregulă. Este în spiritul a ceea ce se întâmplă. Imediat o să răspund puțin mai detaliat la această întrebare. Europa, se vorbește de Europa cu două viteze. În ceea ce privește repartiția fondurilor, în ceea ce privește atitudinea, structurile și așa mai departe. Aia care sunt în față și merg cu, nu știu ce, sunt dezvoltați, și ceilalți care pot să și dispară la urmă, ormei în favoarea celorlalți. Eu vorbesc de o Europa cu două stări. Există o stare de confort civilizațional care este specifică europenilor care au suportat cele două războaie mondiale. Sigur că nu mai trăiesc ea din primul război mondial, dar spiritul se menține. Deci europenii s-au săturat de cele două războaie, plus al treilea război rece care s-a desfășurat tot pe teritoriul lor. Nu, profesor, corect, dar aceste țări unde putem băga Germania, Marea Britanie, Franța, Italia pe alocuri, dacă mai ne gândim și în spate chiar și Spania și Portugalia, ori au fost imperii, ori au fost țări coloniale și au trăit pe spatele altor popoare. Imediat vă spun. Tocmai de aceea, întrucât așa ceva nu mai este posibil azi, atunci ei au acumulat suficientă bogăție de la alții, nu de la ei, încât acum să-și trăiască, discutam data trecută,
că Europa este o civilizație bătrână. Corect, așa este. Și civilizația bătrână nu are nevoie de schimbări rapide, de conservatoare. Este conservatoare. Deci există o civilizație europeană conservatoare care dorește liniște, pace, să nu fie război, cât mai departe de frontierele ei. De aceea există o politică europeană de vecinătate, de construirea unui coridor sanitar de jur împrejur, țări care să nu facă și așa mai departe, pe care o duce. Ca dovadă acestuia și parteneriatul estic și sinergia Mării Negre, toate astea și Euromed, parteneriatul mediteranean cu țările mediteraneene, s-au făcut în acest scop. Europa avea să se asigure pentru următorul secol sau pentru următorul mileniu o anumită liniște, un anumit confort. E adevărat că nu are resurse. Dar mai găsește ce se întâmplă pe aici, a trecut la energie regenerabilă, o să ia de la Sfântul Soare energie, că există destulă și se poate lua dacă ai mijloace respective. Nu are nevoie din nou de războaie să ducă, să atace Rusia pentru ca să ia resursele, acolo de resursele planetei. Știu că spunea ăsta Brezinski, spunea că Rusia trebuie împărțită în trei. Rusia europeană la Ural să treacă la Uniunea Europeană, că acolo este locul. Rusia siberiană să treacă eventual să revină Statele Unite, pe care să o schimbe cu musulmanii. Și Extremul Orient să revină Chinei. Și așa există o migrație masivă în Extremul Orient a chinezilor. O migrație musulmană în Siberia. Și Rusia are 22 de republici unde sunt musulmani. Între aceste 5-6 au majoritate musulmană dintre ele. Mai ales în zona caucaziană. Asta nu se înseamnă. Deja s-a creat de-a lungul timpului. Și ar trebui să spunem republici autonome. Autonome, da. Deja s-a creat o ruptură între civilizația de tip musulman și restul civilizațiilor datorită a ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă astăzi. Așa, Occidentul a încercat, după concepția unora, ca să agite Orientul Mijlociu să se bată între ei acolo, ca să nu se unească vreodată să facă probleme Occidentul, dar uite că s-au unit și fac probleme foarte mari, chiar dacă nu s-au unit și se bată între ei acolo. Asta e una dintre ele. Este cât se poate de disconfortabil, să spun așa, pentru acești domni occidentali care au nevoie de liniște sau au nevoie de războaie, dar pe teritoriul altora, nu ai acasă. Deși cele mai mari războaie s-au dus pe teritoriul european. Asta e una. Și mai există cealaltă, starea de asta este o stare de confort civilizațional static. De populație îmbătrânită, de populație care s-a săturat de toate aceste lucruri și are nevoie de un bine meritat, în ghilimele, cu ghilimele de rigoare, dar ei au cucerit toată lumea pentru a-i lua resursele. Și și-au făcut țările alea fantastice de pe urma resurselor de la alții, că ei nu au avut resurse. Să fie foarte clar, sigur că au exportat acolo și civilizație, și cultură. Cultură de tip european. Civilizație de tip european, mai exact de tip occidental european. Pentru asta au distrus civilizațiile de pe Terra care existau și care erau, sigur, independente. Odată unele chiar mai vechi decât civilizația europeană. Sigur, unele mi-a spus o doamnă din Statele Unite, când am fost eu pe acolo, că vorbeam de incași, de civilizația acelea. Că ei le-au distrus, sigur, le-au distrus spaniolii, nu ei, dar și civilizația pieilor roșii și cea mai indiană. Incași și maia și astecii, toltecii, olmecii, civilizațiile americane. Și acum așa sunt în rezervații. Și ei mi-a spus și așa își epuizase resursa. Adică, în fine, nu știu dacă își epuizase resursa. S-ar putea ca, vedeți, civilizația are tendința de a se crampona în patrimoniu. Adică, patrimoniul e foarte bun, dar asta trebuie dezvoltat. Adică valorile și elementele, transformarea unor asimilări cognitive în valori durează. Trebuie confirmate, trebuie să-și dovedească. Ei, asta nu s-a mai întâmplat la acele civilizații. S-a dus Uniunea Europeană, s-au dus vesticii peste ei acolo
Și i-au învățat de toate. În sfârșit, le-au dat resurse. Astea, bulgar vorbind, că lucrurile sunt mult mai complicate, sunt delicate, au multe, multe conotații. Iar descoperirile astea pe care le-au făcut ei nu au fost neapărat, sigur că era și spirit de aventură să vedem ce e în lume, ce are planeta noastră. Dar dincolo de asta era vorba de nevoia acută de resurse. Acum altfel se întâmplă. Bătălia principală în această lume se dă pentru resurse, nu pentru altceva. Puterea, influența, sistemul financiar, banii, toate astea țin de resurse. Resursele planetei să le folosim pentru noi. Cum? Nu știu. Fiecare găsește mijloacele respective. E, încă în 1948 a existat o propunere să se facă o armată europeană. Chiar s-au făcut niște planuri acolo, armata europeană. Armatele din toată lumea sunt armate naționale. Chiar dacă sunt profesioniste, chiar dacă nu sunt profesioniste, sunt armate naționale. Armata este expresia suveranității unui stat. Deci armata este destinată ca să apere statul împotriva dușmanilor din afară și în vechile regulamente ale armatei române și din interior. Acum o scot din interior, interior se ocupa altcineva, dar așa e tot armata. Ca să țara trebuie apărată, pentru că și trebuie apărată de aceste reacții violente, de aceste mijloace violente. Și asta este treaba armatelor, să facă chestia. Știți că pe vremuri armatele romane, de exemplu, nu aveau voie să intre în cetăți. Militare trebuiau să ducă nenarmăți în cetăți. Și Cezar a fost primul care a intrat în Roma cu sabia în mână și... Dar haideți să mergem la Macron ăsta, că e un personaj foarte... Mai de asta vorbesc acum, imediat. Acum ce se întâmplă? Nu este posibil... Sigur, dacă Uniunea Europeană va deveni un stat european, va avea armata lui. Lucrul ăsta l-a vorbit și la vrut și Napoleon. Să știți că toate ideile care se vehiculează acum, aproape toate, dar toate ideile, când am citit-o despre Napoleon și pe Napoleon, el a venit cu ideea pentru prima dată în lumea aceasta de Europa unită, unitară. Sigur, sub comanda Franței, sigur, sub limba franceză, o Europa care să vorbească limbă unică, să aibă o economie unică, să aibă un drept, o legislație unică. Așa și a apărut dreptul la 1804, codul napoleonian, care și acum este deosebit. L'enfant conçu pendant le mariage, pour le mari. Copilul născut în timpul căsătoriei pe soțul are ca toate pe soțul mai mult, una din acele prevederi, care se aplică și astăzi peste tot în lumea asta. Că ăsta a fost el împărat. Dar a fost o inteligență cu totul deosebită, o capacitate militară care a schimbat complet regiile războiului, i-a scos din tipologia de altă dată, aceea să așteptăm să vină primăvară, ne batem pe ploaie, pe zăpadă, nu atacăm pe timp de noapte, pus un atac și atac, când războiul, de aceea l-au și pedepsit groaznic. Vine corsicanul ăsta, ne schimbă nouă regulă, nu e rușine. Da, Carvo Clausewitz, despre război, spune treaba asta, că Napoleon a fost principalul... Da, bineînțeles, el a fost principalul motor, care a schimbat toate lucrurile acestea. Asta e o discuție care trebuie mult, mult, mult. Și englezii, prin lider Hartort... Mult trebuie, da, o acțiune de timp rapid. Bun, ei, bine, dacă Europa va fi un stat, sau o federație de state, sau, mă rog, un stat, atunci va trebui să aibă o armată. Dar asta se va face în timp, pentru că, eu am spus încă o dată, nu este posibilă o Uniune Europeană integrată și integrală decât atunci, numai atunci când toate statele vor atinge un nivel de civilizație încât devine incompetente. Atunci, abia atunci se va putea rezolva acest lucru. Și atunci se va face în mod firesc, în mod natural. Că identitățile sunt încă conflictuale. Încă au de împărțit probleme. Au probleme de frontieră, au probleme de resurse, au probleme rămase de pe vremea migratorilor. Au probleme că nu pot să stăpânească resursele. Au probleme că sunt discriminați. Au tot felul de lucruri. Pe când s-a văzut aia la Bruxelles, o parte dintre ei, bineînțeles, cu oamenii aceia care unii n-au ce să caute acolo, pentru că să-l lipsiți complet de un spirit european. Un spirit european, în sensul în care, chiar și în sensul în care Napoleon a dorit treaba aceasta, chiar dacă a dorit ca o Uniune Europeană să fie
sub conducerea Franței. Dar el a vrut totuși ca oamenii să beneficieze de o civilizație europeană. Ei bine, armata, un armată europeană este instrumentul pe care are nevoie Uniunea Europeană pentru a se apăra împotriva, nu știu cui, împotriva tuturor, împotriva extraterestrilor sau împotriva oricui de pe lumea aceasta. Că, și așa doctrina Franței este apărarea spre toate orizonturile, așa cum era și a noastră. Doctrina lui Charles de Gaulle. Da, da, apărarea spre toate orizonturile, așa și a noastră. Nu știu ce se va întâmpla mâine. Pe timp de pace, țările sunt prieteni, nu sunt dușmane. Atunci, când se ivește conflictul, atunci, și aici este o chestie de la preventiv la preventiv. Preventiv este o mijloc, o acțiune a apărării, este, face parte din apărare. Preventiv este o acțiune ofensivă. Preventivul se condamnă, preventivul nu. E, nu e chiar așa de simplu. Nu e chiar așa de simplu, pentru că e extrem de delicat. Ca să, și dacă ești judecător și trebuie să judeci asta, e extrem de greu, de greu să iei o decizie, bine cu ei pe baza unor legi. E, o armată europeană ar fi, constituția unei armate europene ar putea deveni un dezastru. Pentru că de ce are nevoie Uniunea Europeană de o armată azi? Pentru cine anume amenință Uniunea Europeană? Rusia, în niciun caz. Rusia nu are nevoie de Uniunea Europeană. Nu are nevoie de teritoriul Uniunii Europene, nu are nevoie de nimic. Rusia are nevoie de coridoarele strategice, ieșirea la Marea Caldă, adică Marea Baltică, să treacă acolo și a făcut Nord Stream 1, Nord Stream 2, alimentată cu gaze pe toate Germania și pe toate țările alea din zona respectivă. Vreau să facă Sud Stream prin Marea Neagră, pe culoarul strategic de sud, pe cele două culoare strategice maritimă prin care Rusia iese la Oceanul Cald. Au mai făcut și manevra asta strategică de învăluire prin Siria, ca să-și facă deschid acolo baza la Tartuș și la Tatakia și să nu mai plece de acolo niciodată. Rusia nu mai poate, concepția o Petru cel Mare să invadeze, să facă nu știu ce, nu mai e posibilă, pentru că Rusia are 142 de milioane de locuitori la 10.000 de kilometri la est la vest și se confruntă cu o migrație masivă a celorlalți în teritoriul ei, are resurse, poate că nici ea nu știe câte resurse are. Și urmează că le poate... Rusia nu acceptă, cel puțin sub conducerea actuală, nu acceptă ca resursele ei să fie cedate la alții, cum am făcut noi. Noi am cedat resursele, nu le-am dat resursele. Adică tu când ești numărul 1, numărul 2, numărul 3 în petrol în lumea asta, cedezi resursele de exploatarea petrolului și de... Dai 14 rafinării care când funcționează la capacitatea maximă, 10 rafinării când funcționează la capacitatea maximă, puteau să producă 14 milioane de tone de petrol pe an. Vin alții să folosească rafinăriile tale, vin alții să facă treaba aceasta și tu ai renunțat. Ei, Rusia nu face chestia asta. Nu face. Sigur că îi lipsesc mijloacele financiare, are probleme, are dificultăți, dar nu face. Uniunea Europeană înțelege chestia aceasta. Uniunea Europeană nu are resurse. Sigur că în situația aceasta, o Eurasia, de care vorbea ăsta, Dugin, de la Atlantic până la Pacific, ar fi benefică pentru toată lumea. Că ăștia au resurse, ăștia au tehnologie și finanțe și se pot face treaba. Dar cine o să-i lase pe ei să facă treaba asta? Pentru că marile putere ale planetei, care sunt aceleași întotdeauna, nu s-au schimbat deloc, a fiecare dintre ele vrea ca într-un fel să aibă supremația politică, economică, financiară și strategică, geopolitică și strategică, și de aici, de având supremația respectivă, să îndrepte civilizațiile către direcția în care vrea. De fapt, are nevoie de resurse și de o conducere discreționară. Bine, e un pic cam vulgară chestia aceasta, dar, grosomodo, cam așa se întâmplă. Că lucrurile sunt mai finuțe și sunt... armata europeană, deocamdată există NATO.
NATO este cea mai puternică alianță din câte au existat vreodată. Împreună, țările care fac parte din NATO au un produs intern brut de peste 35 de miliarde de dolari. Peste 350 de miliarde de dolari. Adică, practic, tot restul lumii au un loc, nu au acest produs intern brut. Deci, practic, oricând ei pot, aceste țări, Statele Unite și toate țările care fac parte din NATO împreună, pot să financeze o armată care ar putea distruge în 3 săptămâni toată planeta. Nu se discută chestia aceasta. Se poate, la ora actuală, războiul înainte era un mijloc. De continuarea politicii prin mijloacele forțe. Da, un mijloc de continuarea politicii prin mijloace violente, dar el se oprea. Se oprea în momentul când se epuizau resursele și în momentul când una din țări sau ambele se epuizau armamentele, rezervele. Sau se atingea obiectivul strategic. Așa, sau când, dacă și-a, dar înainte de a atinge obiectivul strategic, se putea opri. Acum, mijloacele care există la ora actuală, epuizarea lor ar putea să distrugă lumea. Și toată lumea știe chestia aceasta. Adică cele 30, cele peste 15.000 de capete nucleare active, numai Rusia și China, deci Rusia și Statele Unite au împreună 8.500, 8.400 cât are Rusia plus 7.900 cât are Statele Unite, cel puțin așa spun ei. Fac, iată, 15.000, 16.000 de capete nucleare care odată pornite. Și acum mai e o problemă. Sigur că războaiele acestea pentru din Afganistan, din Irak, de nu știu ce, în care sunt războaie disproporționate, în care nu mai o mare putere nucleară, ci o coaliție de 30 de state a atacat Irakul. Păi cine dracu se poate opune la o astfel de forță? Și asta nu trebuie înțeată toate forțele pentru ca să distrugă țara asta, numai câteva dintre ele. Deci nu se pune problema așa. Sigur că eu sper și până acum, cel puțin în epoca modernă, la al doilea război mondial încoace, s-a demonstrat că cei care au dus cele două mari puteri au avut înțelepciunea necesară ca să nu se ajungă la distrugerea planetei. Că se putea ajunge. Acum, dacă ai o astfel de forță, dacă civilizația europeană și civilizația americană, care nu sunt același lucru. Deci aceste două civilizații nu sunt una și aceeași. Civilizația americană se deosebește de civilizația europeană, care este o civilizație bazată pe o cultură, pe niște sisteme de valori care au existat aici în Europa. Pe când civilizația americană e o civilizație care se bazează pe efectele muncii, respectului față de muncă, pe faptul că toți cei care compun America, acum Statele Unite ale Americii, au plecat de la același nivel. La noi este o diferență deosebită, fiecare rădăcină, fiecărei țări și fiecărei civilizații din Europa, pentru că aproape fiecare stat din Europa este o identitate civilizațională. Profesor, ne oprim puțin pentru o scurtă pauză publicitară și revenim în cel mai scurt timp. Publicitate. Din nou împreună, iată, la studiourile 6 TV, am să vă prezint niște cărți interesante din zona pregătirii spirituale personale. O prietenă a postului televiziune și a emisiunii mele, Amratra, iată, am să vă prezint acest ciclu de cărți, și după colegii mei se apropie puțin, se referă la zona de pregătire pentru viață, deci încotro, iată, când plecăm în viață, direcția, ce direcție ne alegem când
plecăm în viață, desprinderea de locul unde este, deci saltul spre viitor. Acum, iată, realizăm, muncim și ultima obiectivul, vi le recomand cu căldură pentru că sunt scrise din suflet și pentru suflet, cărți care ne permit să ne dezvoltăm din punct de vedere personal. Domnule profesor, am impresia totuși că de ceva vreme, de ceva timp, poate chiar 10 ani, Franța nu-și prea găsește direcția. Și am să vă dau numai două exemple. Primul este vestita aventura lui Sarkozy, când el se supără pe Muammar Gaddafi și de capul lui pornește el o ofensivă militară împotriva lui Gaddafi. În 10 zile, de fapt în 7, dar în 10 zile a terminat toată muniția, tot combustibilul, tot petrolul, toate rachetele, nu mai avea nimic și a făcut apel la Statele Unite, că altfel Gaddafi trăgea o caftală pe românește, îl durea capul două săptămâni și după aceea. Și trebuia să-și dea demisia. Deci iată că un stat mare ca Franța, în momentul când e pus în fața unui conflict, nu neapărat local, dar clasic, deci fără folosirea armelor nucleare, a fost pus cu botul pe labe. În momentul de față, iată, Macron ridică din rău capul, insist, pentru că este o problemă, cum să spun, de simpatologie acolo. Eu care am studiat foarte mult alta militară franceză, mi-aduc aminte de generalul Foch, de Beaufret, de mulți alții, aș putea cita acum, dar nu se mergea pe aventurism. Niciodată francezii nu au fost aventuriști, adică era un calcul militar. De data asta, ca să te opui celui mai mare aliat al tău, să-ți spui și împotriva SUA, totuși mi se pare că nu-i la locul lui. Adică ai un parteneriat, lăsăm și NATO. Ei personal au un parteneriat strategic cu SUA. Este și faptul că SUA și Franța se spionează reciproc la greu, deci asta nu mai e în domeniul economic și comercial, lucrurile sunt foarte clare aici. Însă totuși să ieși direct și să te arunci la gâtul Statelor Unite, care are 19 portavioane pe apă și al 20-lea Marea Britanie lângă tine, care e nescufundabil, mi se pare chiar o prostie. Adică are și niște consilieri acolo, un consiliu de război, un ceva. Adică mi se pare ceva în neregulă. Iar replica pe care președintele statului, uite, domnul Trump, a fost foarte modestă, în sensul că nici nu l-a băgat în seamă. Adică și-a dat seama că nu se poate pune la mintea lui. Adică mi se pare un joc de copil. Adică confruntarea, de exemplu, între Putin și Trump e una ori cu strângeri de mână și amiciție, ori cu scântei. E un proverb vechi african, spune când doi elefanți fac dragoste sau se bar, să nu fii pe lângă ei. Dar tu, Franța, că știi că ești un lup acolo într-o pădure plină cu lei, leopard, tigri și alte animale, mi se pare ciudat, adică chiar ciudat. Iar la 3 zile încep aceste mișcări absolut spontane, cum zic unii, este clar că nu au fost spontane. Și mai trebuie să spunem ceva, că suntem la teoria conspirației aici. Toată lumea este de acord că taxa aceea pe benzină a fost mare, că în sfârșit a trebuit să se revină, că însemna ceva. O să vedem și noi ce înseamnă taxa asta pe benzină. Da, a mai fost și noi. Da, a mai fost. Sigur. Dar se pare totuși, eu am discutat cu oameni care au venit din Franța și mi-a spus că principala problemă care s-a pus în cadrul acestor mișcări a fost discriminarea în raport cu migranții. Faptul că acești migranți trăiesc pe spatele celor care muncesc sunt elemente, între ghilimele, parazitare, că nu produc. Deci din punctul ăsta de vedere, că nu produc. Nu? Și plus că Parisul nu mai e ce mai e. Ce a fost? Nu poți să mai te plimbi seara pe Paris, prin Paris după ora 9 sau dacă se întunecă. Deci s-a terminat. Deci acum 10 ani te plimbai unde vrei prin Paris. Acum nu poți să mai te plimbi. Da. Pleci dezbrăcat sau dacă nu mai vii deloc. E, în toate orașele europene este așa. Aveți prefectă de Bruxelles, Amsterdam, adică, la fel. Da, adică... La Amsterdam încă mai e puțin de liniște. Sunt două lucruri distincte. Primul, se vede lipsa de experiență. Tinerețea este foarte... E grozavă, dar e o grozavă când trebuie să faci lucruri care sunt pentru anii tăi. Așa cum a fost și Ponta. În momentul când avea 80% susținere, el își dă demisia. Cum adică? Dom'le, unui om care se află în fruntea unui guvern sau unei țări, îi trebuie înțelepciune. Trebuie să aibă o viziune strategică, o viziune pe termen lung. Să vadă toate elementele. Dacă nu le vede toate, trebuie să se înconjoare de oameni care le asigură să vadă toate elementele.
Se vede că Macron este tânăr. Se vede că, sigur, nu știu ce-o fi exact în capul lui. Există ultimele cercetări, au dovedit că creierul uman funcționează excepțional de la 60 la 80 de ani. Neuronii nu mor, așa cum s-a spus, ci chiar dacă relațiile între ei sunt un pic mai greoaie, pentru că îmbătrânesc și ei, nu? Dar există acea înțelepciune, acea stabilitate. Se fac niște legături cu totul speciale. Sigur că da, dar testările care s-au făcut pe diferite sinapse. Grupe, pe diferite grupe, au arătat că rezultatele pe grupele de vârstă, care am spus eu, sunt mult mai așa și aici. Adică se vede că, sigur că nu toți sunt Napoleon, că Napoleon când era tânăr a făcut treaba aceea, dar era un geniu. Asta se naște odată la 1000 de ani, dar când se naște. Ăsta este adevărul. Adică, și la noi, uitați că și la noi exact același lucru. Adică, nu s-a născut până acum în România un om care să aibă o viziune după care se meargă toți, care să spune, dom'le, noi acolo trebuie să ajungem. Deci nu, încă nu avem definit în țara aceasta clar pe toate panourile sau dacă nu, să știm interesul național vital. E așa și la ăsta. Una, Franța este una dintre țările invadate cumplit de populația Mahrebului, de cei care de sirieni, de peste tot, așa care creează probleme deosebite acolo, în Franța și în Germania. Germania și o parte din conducători, ce vin 4 milioane, 10 milioane, 15 milioane, 20, nu e problemă, îi asimilăm. Nu poți să-i asimilezi populația acesta, pentru că ea are altă viziune, are alt concept. El nu își leapă de religia lui ca să treacă într-o societate laică, pentru că societățile astea sunt musulmane, adică musulmanismul a devenit, nu este pur și simplu o religie, este o politică, așa, islamismul. Islamul este o religie, islamismul este o politică. Deci, e foarte greu să faci distinția între unde eu am citit Coranul, dar un cap al altul. Deci l-am citit de două ori, ca să înțeleg niște lucruri. E foarte greu să înțelegi anumite lucruri acolo, deși unele apar foarte clare. Așa și aici. Deci, practic, sigur, Trump este om de afaceri, este uns cu toate alifiile, și el nu este agreat în țara lui, fac o fel de fel de manifestații împotriva lui, pentru că și ăsta, vedeți, există o luptă cumplită la ora actuală între câteva tipuri de naționalism. Există naționalismul acesta pe care practică Trump, care ține America e puternică, America nu trebuie să mai plătească pentru alții, America trebuie să profite de chestia, dacă vreți securitate, America, care se deosebește radical de ce a spus, sau mai exact continuă ce a spus Mahan. Dacă vreți să stăpâniți lumea, trebuie să stăpâniți marea. Dacă vreți să stăpâniți marea, trebuie să faceți un power sea, o forță maritimă. Ce-au făcut? Și-au luat au preluat la britanici, și-au împreună cu britanici și stăpânesc marea. Clar, toate trecătorile, toate strântorile, toate rutele, le stăpânesc, le controlează. Perioada aceea a fost excepțională pentru Statele Unite, care a ieșit, a răspândit civilizația tehnologică și informațională de tip american. Că asta este civilizația americană. Civilizația europeană este una de tip cultural, de tip mai degrabă umanist decât, dar nu putem spune mai degrabă, că mari matematici s-au născut tot aici în Europa. Este una cramponată mai mult la aceste valori. Pe când ăștia au inventat, au pus la muncă informația și munca. La american, conceptul fundamental nu este proprietatea, munca. Pe când la european, conceptul fundamental e proprietatea, nu munca. Munca o fac alții, o fac sclavii, dacă vechi greci, sclavii și animale, iar acum o fac migratorii. O face populația din România.
munca, mă rog, muncile mai grele. Vă amintiți când Donald Trump a fost în Franța, l-a îndemnat pe Macron să iasă din Uniunea Europeană? Da. I-a spus-o direct. Da. Vedeți o polarizare, de exemplu, în cadrul NATO, de o parte Statele Unite și Marea Britanie și de partea cealaltă restul statelor europene din lume? Da, se întâmplă lucrul acesta, pentru că deja concepția lui Trump nu este foarte populară nici la el acolo. Și acolo sunt o mulțime de oameni care se ocupă la ce vrea să se facă. Dar mie mi se pare că este foarte realistă acest om. Ține la țara lui, vrea să America să câștige, să nu piardă timpul. Da, și conflictele să le țină cât mai departe de granița sa. Dar cât mai departe de granița sa. Înainte, doctrina Mao, America este departe, America e protejată de oceane, America nu are ce să caute restul lumii. Era conceptul ei o întoarce la un fel de izolaționism, dar luminat un izolaționism în sensul că nu trebuie să profite alții de America. Și principalul profitor de America este Uniunea Europeană. Sau țările din vestul Europei, pe care le-a ajutat e un fel de a spune planul Marshall, pentru că le-a ajutat cu miliarde de dolari, dar ca să cumpere produse din Statele Unite cu banii respectivi. Da. Vi-a asigurat ca să iasă din marasmul celui de-al doilea război mondial. Urmarea celui de-al doilea război mondial. Ei bine, se simte o lipsă de maturitate a conducătorilor politici din toată lumea, nu numai de aceea. Nu știu, oamenii acestea parcă ar fi... E adevărat că și ca să fii conducător trebuie să... Mă rog, o trebuie să fii foarte înțelept, să fii un savant, un geniu, ca să te duci acolo să ții pe umeri o astfel de responsabilitate, o trebuie să fii inconștient de treaba aceasta, pentru că la ora actuală este cumplit să fii într-o astfel de funcție. Domnul profesor, să revenim la o chestie de lângă noi, deci. Anul acesta, Rusia a făcut 3 mari demonstrații de forță, cum le consideră analiștii militari occidentali. Prima dată au fost manevrele militare Zapad 2018, care a băgat spaima în vest pe bune, deci fără niciun fel de problemă. Apoi au fost manevrele militare Vostok, deci răsărit, unde și chinezii și-au pus problema dacă sunt în stare să le facă față. Nu, au făcut un problemă. Anul acesta manevra pentru a făcut că manevra de forță și mijloace a fost atât de rapidă și cu o cantitate de mare de materiale într-o unitate de timp atât de mică, încât i-au lăsat pe toți cu gura căscat. Da. Deci, altceva, au trecut, știți la fel de bine ca și mine, că au trecut de la organizarea cum trecuseră pe vremea lui Yeltsin și încoace început să se occidentalizeze pe brigăzi, au trecut iarăși pe elementele lor de forță pe divizii. Da, sigur. Reținând brigăzile numai pe la parașutiști, forțe speciale, chestiile astea foarte mici. Da, a fost o perioadă când și-au organizat asta. Și prin satelit și prin hărțile care le putem vedea și pe internet, vă veți uita și vedeți că undeva la nord de Donbass sunt deja strânse, analiștii militari spun, între 4 la 6 divizii, între care 2 sunt de tancuri și cel puțin 2 de blindate, care sunt pregătite în orice moment să o ia spre est. Asta e problema. Asta e problema numărul 1. Spre vest, scuze. Adică problema numărul 1 este că toată lumea se înarmează. Deci, nu se înarmează, asta e clar, dar problema este că ăștia sunt pe picior de război, adică ăștia nu se joacă, asta e toată problema. Se înarmează și toată lumea e pe picior de război. China la fel, n-a spus. Bine, acum este o speculație. Președintele Chinei a spus că armata trebuie să se pregătească pentru război. Păi normal, nu se pregătească pentru festivalul... Bine, păi și ce au și spune, armata pregătită pentru război și a fost asta pregătită e treaba ei. Da, o face ca lumea, pentru că China... O făcea la porumb și la canal și la Eu am fost în China în 1994 și am văzut o divizie chineză. Am făcut o divizie chineză. Sigur că erau foarte multe lucruri grozave pe care le-am văzut eu acolo, dar de acolo și până acum e un salt uriaș, ca de la cer la pământ. China a experimentat, a intrat deja în fabricație cu racheta hipersonică. Da. De o fabrică deja. Rușii abia anul trecut au experimentat-o și urmează să o facă. Americanii au experimentat avionul hipersonic. Am mai discutat data trecută. Care atinge 25.000 de kilometri, care l-a lansat de undeva, de pe rachetă și pleacă de sfârșit de acolo. Amândouă le-au pierdut în ocean, nu le-a mai recuperat. Obiectivul fiind ca într-o oră să lovească orice obiectiv de pe Terra. Orice obiectiv de pe Terra, care este o performanță uriașă. Toată treaba aceasta. Ei bine,
Toată lumea se înarmează, toată lumea face aplicații. Lucrurile acestea par fără obiect. Adică, băi, fraților, pentru ce anume vreți să vă bateți? Nici acum nu este clar de ce s-a declanșat al doilea război mondial. Sunt fel de fel de povești, fel de fel de chestiuni. Există totuși niște... Că de-aia discutam mai înainte, că există... Așa când organismul e să se termine cu el, încep furnicăturile, încep durerile pe la nu știu unde, pe nu știu, așa și aici. Lumea asta așa se întâmplă. Au apărut organizații teroriste, au apărut rețele care sunt altoite pe rețelele IT astea care se întind în toată lumea, că este civilizația aceasta a calculatorului. Au apărut amenințările cibernetice, pentru că spațiul cibernetic este un spațiu care le cuprinde pe toate celelalte, este deasupra lor, le învelopează pe toate celelalte. Lumea se pregătește pentru asta, pentru epoca cibernetică. Deja de câțiva ani o să vorbim de epoca hipersonică, adică o să avem avioane, rachete, toate, majoritatea mijloacelor de la bordul lui Suhoi 57, ăsta, Suhoi TA-50, proiectul, au trecut la fabricația de serie, se numește asta invizibil a rușilor. El are acroșate pe, are în primul rând în cele două containere, care sunt în tandem la F-122 și F-15 sunt alături. Sunt așa. În afară de mijloacele care sunt în cele două containere, au vreo 17 puncte de acroșaj și sunt arme hipersonice acolo. Deja s-au făcut armament special cu viteză hipersonică, care însemnează de între 10 și 20 de ori viteza sunetului. Domnul profesor, există o statistică aici, dată la apropo de războiul din Siria. Lansările de rachete de croazieră americane, care s-au făcut de pe submarine și de pe navele de luptă din Marea Mediterană, și lansările de rachete de croazieră făcute de către ruși din Marea Caspică. Și spune așa că... Și din Marea Mediterană. Da, probabilitatea de lovire la americani a fost de 27% și la ruși a fost de 87%. Cum interpretați asta? Probabil că americanii își epuizează de stocurile astea de rachete de Tomahawk și mai uia acolo, care sunt mai vechi un pic. Le trag pe alea vechi. Da, și pe alea vechi, iar rușii au rachete noi. Sunt mai noi. Calibrul ăsta este o rachetă relativ nouă. Aia care o fac cu India, care se considerează cea mai modernă din lume, iar, mă rog, așa, asta este vorba de, că și, iată, F-22 era considerat cel mai modern avion din lume, american. Americanii înșiși, mai ales piloții, consideră că cel mai modern avion e F-35. Avion cu decolare verticală, care are un singur motor. Așa, e în trei variante. Este avionul pentru forțe aeriene, care e obișnuit, avionul pentru forțe navale cu decolare scurtă și aterizare verticală și avionul pentru infanteria marină și pentru altceva, care e și așa, A, B și C. A, B, cele trei tipuri ale lui. De ce? Pentru că avionul ăla este, știu eu, și eu dacă mă urc pe el pot să-l pilotez. Adică e sigur că trebuie pregătire ca să lucrezi cu armele alea. Trebuie o pregătire cyber. Ne pregătim pentru spațiu cyber. Bine, ar fi ca războiul să se mute acolo, să scăpăm de tot ce se întâmplă aici. Am convingerea că aviație nu vor mai avea decât marile state industriale și marile puteri. Avioanele din generația 6-a vor fi majoritatea, vor fi avioane deste obișnuite, cum sunt Suhoiurile, cum sunt F-urile americane, dar vor fi majoritatea avioane fără pilot. Deci nu e vorba de drone, e vorba de avioane care au armament serios și care se duc la țintă. Și mai ales dacă au viteză hipersonică. Pentru că un avion cu viteză hipersonică nu știu dacă un pilot poate să reziste la o viteză hipersonică acolo. Nu știu dacă materialul... Știți foarte bine că ele vor avea scuturi termice, avioanele astea ca rachetele, pentru că frecarea este uriașă. În atmosferă, la
la deja la 5.000, la 7.000, la 10.000 de kilometri, se încălzește atât de tare încât poate să ia foc. Deci, din datele care există la ora asta, se spune că un pilot poate rezista la o accelerație G, deci 6 la 9G. Asta este maximul poate rezista un știu, pilot. Da. Deci de 9 ori mai mult decât... La 9G. Da. G, deci... Da. 9,81... 9 suprasarcină, da. Iar 14 la 16 G poate rezista cel mai mult material din care este construit, un avion sau o rachetă. O să spună că aceste avioane hipersonice, deci hipersonice înseamnă cu viteza mai mare de 3 ori decât viteza... Da, peste 25.000 de kilometri. Viteza sunetului, deci peste 3.600 km la oră, deci viteza sunetului pentru primul zid sonic este de 1.224 km la oră. Deci ar trebui undeva la 5 maci, deci de 5-6 ori viteza sunetului. Mult, mult mai mult decât 5 maci. Da. Deci, practic, mine americanii au încă de prin anii 80. Au făcut acele tuneluri de vânt în care au testat rezistența materialului la presiunile astea enorme, la frecarea asta uriașă. Chinezii au făcut acum, recent, și au făcut și niște tunele de vânt, 300 de metri, mă rog, în care experimentează rachetele hipersonice astea care le-au făcut și... Noi, în timpul celor doilea război mondial, am avut un specialist, Nicolae Voideanu, chema, care a lucrat pentru naziști și care a construit un proiectil care zbura cu 11.500 km la oră. Poftim. În 1941. Da. De către epoca asta ne îndreptăm. Dar ce mie mi-e teamă de această evoluție imprevizibilă a situației strategice. Pe de o parte, sistemul financiar care constituie cea mai mare amenințare la ora actuală adresa lumii. Ăsta provoacă cele mai mari necazuri, care provoacă crize, conflicte, războaie, absolut tot. Sistemul financiar care nu are nicio logică, nicio lege, nu funcționează cum vrea el. Așa, și produce... are evoluții haotice pe care nici el nu le poate controla, că dacă le-ar putea controla el, ar fi o problemă. Dar nu, sunt niște capete luminate acolo care controlează și scot din impast atunci când pericolul este foarte mare, când se apropie de linia roșie. Dar se pare că și cele două războaie mondiale se pare că nu era atât de gravă situația strategică în lume ca să genereze un astfel de război. Acum nu este. Ce ar putea justifica un război mondial? Întotdeauna este, eu cred că se merge de la o provocare. Ați văzut primul război mondial, asasinarea prințului. Da, sigur, bine, atunci... Dar haideți să ne oprim puțin aici și revenim după pauză, că avem nevoie de publicitate. Pauză, publicitate. Iată o seară feierică de iarnă, o telespectatoare micuță, Cristinica o cheamă, le întreabă de ce la postul meu de televiziune Moș Crăciun este așa de agitat. Dragă Cristinica, vreau să știi că te caută să vadă dacă ești acasă și verifică dacă ai fost cu Mite ca să spună jucării sub radia, să vezi că îți face cu mâna acum, uite, vezi? Deci moșul, pentru toți copiii cu minți, o să aducă lucruri frumoase și o să aibă grijă de voi în această iarnă frumoasă. Nu uitați, sunteți la televiziunea 6 TV, în fiecare miercuri, emisiunea Teoria Conspirației, vinerea, de la ora 20:30, emisiunea Puterile Secrete, emisiune realizată și moderată de doamna Olga Cruitoru. Doamna profesor, un telespectator ne întreabă ceva, nu trebuie neapărat să răspundem, dar este ca o întrebare. Deși aviația română, aviația armatei române, deci cu ceea ce vorbim, aviația militară,
trebuie să le cunoaștem și o știm cu toții că este la pământ. Astăzi am aflat cu toții cu îngrijorare că un detașament de elicoptere al armatei române va merge să desfășoare acțiuni în Republica Mali. Nu avem date mai multe să vă spunem, stimate telespectator. Domnul Doru Ursu, așa îl cheamă, așa spune, din sectorul 1. Însă am verificat și așa este, un detașament militar va merge de elicoptere în Republica Mali, nu știu, în condițiile actuale în care, ați văzut, nu au fost în stare să ridice cele patru avioane F-16 la paradă dimineața pentru că e gheață jos. Pe mine mă apucă râsul. Am fost pe câteva aerodrome militare la minus 32 de grade. Migurile 21 zburau. Știți, domn profesor, nu trebuie să vă mai spun. Nu vreau să-l lau nici pe unii, nici pe alții, dar mi se pare absurd să nu poți să ridici avioanele că e gheață pe pistă. Păi dacă era război, pleacă tancul, capul de formație, ți se rupe șenila, oamenii nu sunt în stare să execute debarcarea, să arate și să îndeplinească minimele condiții de normă etnică a securității muncii și începe parada cu un mort la Alba Iulia, unii de pe la serii, pe nu știu, le card din mașini cu armamentul din dotare la parada. Adică e puțin, e ceva în neregulă totuși. Și am vrut să scot aceste lucruri în față pentru că se pare că cineva nu prea se ocupă de ceea ce înseamnă armata asta. Eu am comentat parada militară pentru un alt post de televiziune și actualul ministru stătea lângă mine și era cu gura până la urechi, râdea să moară că nu i-a pornit tancul și lui decolează avionul. Nu se poate chestia asta. Adică trimeți acolo niște fanfaroni care nu au nicio treabă cu armata și... Deci îmi asum ce am spus și nu e... nu ne onorează cu nimic pe noi astfel de lucruri care se întâmplă. Și în condițiile în care nu avem nici de unele, ne ducem să... Iată, să mergem, să luptăm în Mali. Nu mai spun că toate efectivele care vor merge în străinătate în anul 2019 vor fi mai mari decât cele care au fost până acum. Ne-am transformat într-o țară care dăm carne de tun oriunde cere și oricine cere. Este o problemă, este opinia personală, rețineți și mi-o asum. Domnule profesor, una din problemele care pe mine, cel puțin și pe mulți din prietenii mei și ai dumneavoastră, ne incită foarte tare, este această situație din Ucraina. Deci și noi români am făcut cam tot ce am putut să-i ajutăm și ei ne-au ajutat pe noi blocându-ne canalul Sulina cu Rostocul, cu nava Rostoc. Știți problemele care le avem cu ei, cu canalul Bâstroie, insula Șerpilor ne-au luat-o cu japca, au acolo pe ea cea mai mare bază de cercetare radioelectronică, unde furnizează date americanilor, deci nu NATO, rețineți, ci americanilor. Și în continuare, populația românească care trăiește în această țară numită Ucraina, este maltratată efectiv, neputând să-și arată identitatea națională prin folosirea limbii române. Nu sunt acceptați în școli. Școlile sunt închise, învățământul în limba română este interzis și așa mai departe. În timp ce noi îi ținem în brațe, în nordul țării, acolo avem o mână de ucrainieri, le-am făcut școli, le-am făcut tot ce le trebuie până la liceu ca să învețe. Nu mi se pare corect treaba asta. Și eu ca... Nu de azi, de ieri, dintotdeauna. Întotdeauna am avut grijă de populația... Da, întotdeauna, da, asta vreau să spun. Da. Eu cunosc bine zona, că am fost de multe ori acolo, în toate localitățile acelea, își păstrează obiceiurile lor, mă rog... Și ei permanent s-au purtat foarte urât cu noi, în toată istoria. Eu, ca părere personală, opinie personală, rețineți-o, consider statul ucrainean ca un stat artificial. Știm ce au făcut în timpul celui de-al doilea război mondial, să se ducă rușii să-și ia bucata lor de acolo cât vor, ungurii vor să-și ia și ei Galiția înapoi, polonezii să ia Lviv-ul și să le dea și nouă cei al nostru și să rămână și lor acolo două orașe unde să facă pomul de iarnă. Nu este corect treaba asta, deci nu este corect. Și atunci pot să am o poziție în calitate de cetățean, sunt liber, de asta s-a murit ca să fiu... liber să vorbesc. Apropo de insula Șerpilor, domnule profesor, se pare că următorul obiectiv după Crimea, înainte de a intra și a crea acea Novorosia până la
Delta Dunării. De fapt, dumneavoastră, să ne explicați acum despre ce este vorba. Se pare că ei au pregătit deja un mic exercițiu ca să ocupe insula Șerpilor. E un obiectiv strategic deosebit. În momentul de față, acolo se află dispusă o unitate de cercetare radiotehnică, deci de radiolocație de mare putere. Este urmărit spațiul aerian pe o distanță de 1200 de kilometri din acel punct, de jur împrejur, fiind o stație de radiolocație de tip Lena, un complex de radiolocație 587 care vede până la 600 de kilometri. Nu mai se cred că rușilor au fost, ucrainienii l-au, iar americanii sunt acolo. Și o unitate de cercetare radioelectronică care interpretează toate comunicațiile vaselor și tuturor elementelor militare pe distanțe de cel puțin 1000 de kilometri în jurul insulei Șerpilor. Este la ora asta cea mai, să spunem, militarizată insulă după Gibraltar, stânca, o știm, cea care este disputată de spanioli și englezi și acum. Ceea ce vreau să spun este că această insulă este un ghimpe acolo și probabil că în curând se vor și o vor ocupa. Toate datele care le aveam, spuneam și puțin mai înainte, din publicațiile militare străine, din surse deschise, să înțelegeți, nu din surse secrete, arată clar o puternică concentrare de forțe acolo și, practic, se va pregăti ceva. Că este înainte de anul nou, că după anul nou, acolo se va întâmpla ceva. Putin nu se va lăsa cu expansiunea spre est. Problema asta chieveană, cu statul chievean, inima Imperiului Rus, de unde a pornit acest imperiu, e o poveste care nu este, nu o vor lăsa așa. Cu toții știm că imperiile, din păcate, se nasc în sânge, trăiesc în sânge și până la urmă se pare că tot în sânge mor, dar de data aceasta trăim într-o epocă în care, așa cum arăta domnul profesor Văduv aici, armamentele și mijloacele de nimicire sunt la nivelul acela catastrofic și apocaliptic, cum spuneam la începutul emisiunii. Cum vedeți problema în Ucraina, domnule profesor? Un punct de vedere personal. Da. Deci, rușii deja au început să publice arhivele cu ce s-a întâmplat în al doilea război mondial. Există o ruptură categorică între Rusia și Ucraina, chiar dacă Putin a spus că poporul rus și poporul ucrainian sunt la fel. De la Kiev până la Moscova, în linie dreaptă sunt 700 de kilometri. Deci, practic, Moscova este îngrijorată de ce soartă are Kievul, pentru că rachete de croazieră bat și 5.000 de kilometri cele de pe bombardiere rusești la ora actuală. Deci, practic, există un conflict. Conflictul s-a deschis odată cu... nu știu dacă ăsta a fost pretextul, dacă cei care au făcut așa ceva s-au gândit la aceste consecințe, dar o să-l descriu. Am scris de 1000 de ori despre el, dar mai spun și acum. Deci, la Vilnius, la summitul parteneriatului estic, prin care urma ca să se semneze un acord de colaborare cu cele 6 țări din parteneriatul estic, deci Ucraina, Belarus, Moldova, Azerbaijan, Georgia și cealaltă. Și atunci Ianușen Costa, care era președinte Ucrainei, a amânat treaba aceasta. E, din momentul acela s-a întâmplat ce s-a întâmplat pe Maidan, criza aceea din Ucraina. Odată cu criza aceea, nu știm cine anume a pregătit-o. Părere sunt împărțite. Sunt împărțite. Adică tu nu insist asupra lui, că toată lumea știe și fiecare se poate documenta. Dar odată cu această criză s-a redeschis falia strategică Marea Neagră, Marea Baltică. George Friedman, președintele la Stanford, Institutul de Cercetări Americane, Stanford, așa, m-a spus, o deschis. M-a spus exact ce vă spun eu acum, dar cu alte cuvinte. Că de la zona aceasta, Marea Neagră, Marea Baltică, trebuie o
o fâșie, așa, de teren în care, mă rog, să se facă în așa fel încât Rusia să fie contracă, mă rog, lucruri de acestea. Ce răspunse, de fapt, și da, da. Mai înainte. Nu... Deci s-a redeschis foaia strategică Marea Neagră, Marea Baltică. Asta este din totdeauna, este distanța cea mai scurtă dintre cele două mări, așa, pe unde trece, de fapt, axul central al Europei dintre est și vest. Și față în față se găsesc forțe rusești și forțe ale NATO. Deci față în față. NATO are descurajarea Rusiei ca să nu, adică să știe că nu face chiar ce vrea aceea, să țină cont de seama și trebuie să țină cont, pentru că e vorba de niște țări care au un buget de 35 de miliarde de dolari în toată afacerea asta, 335 de mii de bilioane de dolari, adică e un produs uriaș, toate la un loc. Deci o forță colosală, nu se poate compara, că Rusia are 5500 de produs intern brut al Rusiei. Nimeni nu dorește așa ceva, ca să se întâmple un conflict între est și vest. Europa nu dorește acest lucru, să fie foarte clar. Nu dorește Europa acest lucru. Și prin toate mijloacele, chiar dacă au deschis sancțiuni împotriva Rusiei, mă rog, chiar dacă fac gălăgie pe unde fac și așa mai departe, nu se va întâmpla acest lucru. Rusia a luat Ucraina înapoi, a folosit acest pretext. Eu nu m-am așteptat, efectiv nu m-am așteptat, dar analiza care am făcut-o, nu m-am așteptat ca regiunile din Est să declanșeze un război. Se mai zic că s-au fost pregătit din timp, pentru că cei care au acționat acolo aveau o pregătire necesară pentru ca să înfrunte o armată foarte bine dotată, armata ucraniană, foarte bine dotată. Au avut rachete Buk, nu cum, Buk, astea mai moderne, care au totul pe mașină, cu care au doborât și avionul. Și avionul olandez, da. Și avionul olandez. După aceea, am urmărit cum se desfășoară război în toată lumea, am urmărit în cunoștință de cauză, adică am văzut exact ce fac ei acolo. Armament modern. E adevărat că au prins o coloană rusească într-o ambuscadă de tank și au distrus toate tankurile respective. Însemnează că ăștia, forța asta militară a celor trei, a celor două republici de acolo, mă rog, intitulate Lugan și așa, au fost pregătite din timp. Cum? Una, sigur că majoritatea era serviciul militar obligatoriu și au făcut armata la. Dar trebuia să aibă o pregătire foarte temeinică pentru ca să pot contracara o astfel de armată. Una. Doi. Înseamnă că rușii urmăresc un obiectiv strategic foarte clar. Să nu uităm, spuneam că Rusia a fost interesată încă din terenul Petru cel Mare de patru culoare strategice. Culoarul strategic Baltic pentru ieșirea la Oceanul Cald, culoarul strategic central european care începe undeva din Galicia, se termină prin Normandia, la nord de lanțul muntos, pe unde s-au desfășurat toate marile războaie ale Europei, coridorul strategic al Dunării, foarte important pentru comunicații, pentru transport, logistic și așa mai departe, este fluviu. Acum, la ora actuală, Dunărea este fluviu a cinci mări. A scris Sheikhar o carte când se afla la Madrid și după aceea Germania. Despre treaba aceasta. Sunt canalele acelea, Rin-Ron cu Dunăre, care treci cumva de acolo și ajunge oriunde. Eu mă duc toată ziua acolo, mă rog, am lucrat în Severin mulți ani și am acolo o parte din familie și mă duc în fiecare astfel, mă duc pe malul Dunării acolo și observ și văd ce circulă pe Dunăre. Vase din toată lumea trec pe acolo. Și coloul strategic, Marea Neagră, Marea Mediterană, pentru ieșirea la Oceanul Cald și în Europa, în sfârșit. Pe unde au făcut și conductele petroliere. Distanța mai înainte de gata aia, Nord Stream, conducta 1 și 2, lucrează acum și la următoarea. Și Nord Stream l-a urmărat puțin pentru situația asta, dar au construit conducta care leagă pe sub Marea Neagră, care leagă transportă petrol și gaz în Turcia. Turcia într-o țară de tranzit ca și Austria. Ei bine, prima rocadă strategică era tocmai pe falia strategică Marea Neagră, Marea Baltică, trecea prin Moldova,
Republica Moldova, de aceea toate drumurile din Moldova sunt betonate, au curbele în așa fel să treacă, să poată trece și ei cu rachete. Acolo era un comandament strategic pentru Teatrul de Sud-Vest. Și eu cred că rușii urmăresc o manevră strategică pe direcții exterioare, să spun așa, combinată cu una pe direcții interioare. Adică cu o parte din forțe, probabil că vor porni pe la Mariupol să facă legătura cu Odessa, să separe complet Ucraina de Marea Neagră, iar cu o altă parte, cu o manevră din Marea Neagră, pe la gurile Dunării, pe brațul Chilia, pe la Cahul și Ismail, facă juncțiunea cu Găgăuzia, care este independentă în cadrul, separată în cadrul Republicii Moldova, și după aceea legătura cu Transnistria. În felul acesta a realizat încercuirea Ucrainei. Dacă vor face o astfel de manevră, nu îi poate împiedica nimeni. Cine să îi împiedice? Pentru că dacă cine să îi împiedice? Americanii? Cred că americanii vor război cu rușii pentru atâta lucru. Pentru treaba aceasta. Sau probabil că ei se vor asigura că nu vor fi contracarați în felul acesta. Deci, domnul Prospa, cele două mari manevre militare care le-au avut rușii, în est și vest, Vostok și Zapad, NATO, America, Europa, UE, cum vreți să-i spuneți, nu au avut decât un singur răspuns. Manevrele militare de toamnă care au avut loc în nord-vest. Deci în partea de est a fost total descoperită. Au patru comandamente strategice, au mai multe, dar patru astea sunt importante. Unul este la Petersburg, pentru culoarul strategic al Mării Baltice, de vest se cheamă ăla, pentru culoarul strategic al Mării Baltice, pentru aia e făcut acolo. Și ăsta conduce toate aplicațiile, inclusiv Zapad, inclusiv ce a fost acolo, inclusiv aplicația la Kaliningrad. Au următorul comandament, ei zic districte militare sau regim militare, la Rostov pe Don, așa, exact unde intră Marea Neagră acolo, pentru Marea Neagră, culoarul strategic de sud și pentru Caucaz, pentru zona Caucazului, au la Ekaterinburg, undeva unde se termină Europa și începe zona siberiană, și la Habarovsk, undeva în extrem orient. Astea sunt comandamentele lor. Și am aflat acum, am citit, că au mai înființat un comandament al marinei, comandament strategic, un district al marinei în nord, pentru o manevră strategică prin Oceanul Arctic. Foarte interesant. Ei, toate aceste comandamente s-au făcut sute de aplicații deși exerciții în toată Rusia. Dar în special centrate pe astea două, pe culoarul strategic de vest de aceea, de la nord, care, mă rog, a avut mai mult o demonstrație cam cât se poate desfășura, cât de repede se poate desfășura unitățile de tancuri, unitățile de blindate, coordonarea lor aceea, am văzut și eu secvențe, sunt chiar foarte bine pregătiți. S-au antrenat foarte mult. După aceea a făcut intervenția Rusiei în Siria, după părerea mea, nu este neapărat o manevră strategică pe linie exterioare pentru ca să redeschidă și pe această direcție cu alul strategic al Mării Mediterane și să-și mențină portul Tartuc pe care îl stăpânesc și unde au o bază militară acolo, și au mai făcut un atac acolo alături de el. Nu numai pentru asta, ci pentru ca să experimenteze. O armată trebuie antrenată. Și antrenată, aviația trebuie antrenată. Deci forțele speciale trebuie antrenate. Și au acolo, și-au experimentat, mai ales că au creat foarte multe tehnică în perioada asta. Domnul profesor, ultimul minut, ultima întrebare. Repede. Credeți că putem asista la o răutățire a situației politico-militare în Europa în 2019? Da. Luând de Europa, cum e ea? De la Ural până la Capul Roca în Spania și de la insulele Spitzberg până în Malta. Da. Lumea este foarte frământată. Lumea este extrem de nemulțumită, fie că are motiv, fie că nu. Motive are, bineînțeles. Este o stare foarte dificilă. Eu îi compar pe realismul ăsta al lui Morgenstern, că fiecare se bat pentru a avea cât mai mare putere, și relațiile între țări sunt relații între puteri, de fapt, așa,
iar reavim de tip constructivist în care, mă rog, trebuie să se construiască treaba aceasta, s-a cam diminuat. Deci există o tensiune interioară care, uitați-vă la noi în țară, ce se întâmplă. Doamne profesore, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune. Vă aștept și în anul 2019. Stimați telespectatori, colectivul de, iată, specialiști care prezintă teoria conspirației, fiind în apropiere de Crăciun, vă urează sărbători fericite, să aveți tot ce vă trebuie pe masă, bucurie, fericire, că nu sărbătorile trebuie să fie fericite, ci oamenii. Și pace. Și pace, liniște și pace, pace sufletească și pace în, în jurul nostru. Noi ne vom reîntâlni după Crăciun, iată, la postul televiziune 6 TV, la o nouă emisiune din Teoria Conspirației. La revedere, pe curând!